Băieți, vă salut și bine m-am găsit la un nou videoclip pe canalul ăsta, în canalul nostru principal. Ops, sper că nu este niciun crash. Nu mi se vede fața, nu? Sigur? Nu mi se vede, nu? Vreau să vă povestesc un video care nu este un fake deloc și o să vă speriați mulți, mulți o să vă speriați. Vă salut! Și bine m-am găsit la un nou videoclip. Acum am să vă povestesc ceva foarte creepy. Să începem povestea. Pur și simplu. Nu vă speria. Mulți se sperie. Ori ne zic că nu este adevărat. Dar este foarte adevărat. Este adevărat. Mulți. Deci, într-o zi, mergeam într-o vacanță. Mergeam într-o vacanță cu mașina noastră. Desigur, și era și Ziluța, până la Moldova, la pădurea noastră. Ziluța deja era adormită. Nu vorbim despre animale. Nu este un fake. Eram la o șină de tren. Da, era la o șină de tren, o șină abandonată, ruginită. Niciun tren nu mai trecea pe acolo. Nu mai trecea niciun tren pe acolo. Mulți vă speriați în momentul ăsta. Și era o poză cu o mireasă și cu un om care a murit în accidentul trenului. Și am uitat pe câmpie că părinții au zis: uite un vultur, eu căutam vulturul, un șoim, nu mai țin de ce era, un vultur, șoim, nu mai țin, nu contează, o pasăre răpitoare. M-am uitat și două umbre albe, le-am văzut cu ochii liberi că dansau pe câmpie. Și mi-am dat seama că fantomele există. Mulți zic, nu mai credeți, vă speriați mulți acest video, nu vreau să vă sperii, dar asta s-a întâmplat. Aveam o vârstă de 9 ani, eram în clasa a treia, eram spre 10, 19, nu le aveam cu vlogurile, nu aveam nici canal de YouTube, iar eu acum am doar cât 13. Aproape 13. Și am presupus că nu am văzut. M-am speriat. Și l-am văzut în sau și am privit cu geamurile închise momentul. Și mi-a lăsat în cap că fantomele chiar există. Și atunci am zis: Doamne, sper să fie un vis, că fie un coșmar. Am sperat să fie un coșmar. Mi-am dat două palme peste obraj. Mi-am dat seama că nu este un fake. Mi-am dat seama că eu nu visez. Mi-am dat seama că eu eram, erau două chestii albe care dansau și nu erau nori, nu erau aburi, nu era nimic. Deci, chiar sunt, m-am rămas un pic traumatizat. I-am spus și unchiului meu că am văzut așa ceva și a zis că nu există, că nu mă crede, că nu știu ce. I-am spus și mătușii mele, nu m-a crezut. I-am spus și bunicii, nu m-a crezut. I-am spus și bunii, i-am spus: Doamne, bunicul nu mai e, scuze. I-am spus și străbunicii. Nu m-a crezut. Doar părinții au văzut. Din cauza unui vultur. Iar vulturul am văzut că a fugit și m-am uitat ce era acolo.
n-am deschis geamul și n-am făcut nicio poză pentru că mi-a fost frică să nu fi blestemat. Mi-era super frică. Foarte frică, am rămas traumatizat de atunci. Pur și simplu eram transpirat pe mâini, aveam părul lipit, o menzi de frică, eram transpirat. Nu mai știam să vorbesc. Tremuram. Nu mai vorbeam corect. Și da, nu vreau să-mi amintesc nimic. Da. Și spiritele era acolo. S-a coborât pe pământ. Avea o formă umană. Este foarte, era foarte, am rămas traumatizat. Și eu am zis, este, nu este fake, ci există. Interzis persoanelor cu fobii de strigoi, demoni, vampiri și toate astea. Da. Fraților, v-am povestit, cred că nu toți o să râd de mine acum. Mulți râd de mine în momentul ăsta, toată ce m-am speriat de la momentul ăsta. Când mai ales că povestesc chestii horror. Și sunt super speriat. Am fost foarte speriat. Și nu mă simțeam deloc bine. Adică mă simțeam bine. M-am rugat la Dumnezeu să nu fie adevărat ce văd. Și eu am rămas speriat și mi-am dat seama că nu este un fake. Mi-am dat seama că eu nu visez. N-am făcut poză. Și norii, nu erau niște nori. Seara dispărea din ce în ce mai, din secundă în secundă dispărea. Părea că luna trecea prin soare, fără fake. Și dintr-o dată m-am gândit că acolo este locul meu de groază. Și mi-am gândit atunci ceea ce este de fapt. Sper că v-a plăcut. Nu vă uitați dacă aveți fobii despre aceste animale. Vă rog frumos. Credeți-mă, momentul ăsta din viața mea. Inima îmi bătea foarte tare. Și cam atât a fost clipul de astăzi. Vă zic pa! Da, să închid. Am arătat ceva. Acum închid. Pa! Stai puțin că e trepied. Vă zic pa!